Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profund Online. Din nou suntem împreună cu nepoțica mea, scumpă și dragă. Și pornim de pe Maria, da. Pornim de pe la treabă și spunem așa. Insistăm încă pe lecția de aseară, pentru că vreau eu să mă convinc că lucrurile au mers foarte bine. Da? Deci presupunem că sunt 10 la un loc, da? Total. Te rog să-mi spui tu biciclete și triciclete la un loc și să-mi spui tu care e numărul minim de roți și numărul maxim de roți. Deci, pentru 10. Maxim, da. Este 3. Așa. Deci, număr maxim egal cu 30 roți. Pentru că dacă ar fi toate, din ce motiv? Care e motivul de gândit ar fi 30? Fiindcă am făcut 10 plus 10. Exact. De 3 ori 10, nu? Ca și cum ai fi numărat o dată roți la o singură, adică tricicleta cu 3 roți, sunt 3 de 10. Da? 10 cu 10 cu 10. Adică egal cu 30 roți. Deci toate sunt triciclete. Iar numărul minim de roți egal cu cât? Cu 20. De fapt, toate ar fi aici triciclete. Da? Triciclete. Și din coace biciclete. Biciclete. Bun. Acum, Mărica, dăm tu un număr de roți care să ne conducă și să stabilim pe mărit câte sunt biciclete, câte sunt pe triciclete. Scrie eu, că tu scrii mic și trebuie să-și vadă. Spune-mi tu. 20 și cât? 7. 27. Răspuns rapid, Ian. Răspuns câte biciclete, câte triciclete, deodată. Fiindcă ai dat 27, se încadrează. Și atunci, câte biciclete sunt și câte triciclete? Pe 20, cu cât l-am depășit? Deci dacă ai fost toate biciclete, ai fost 20 de roți. Cu cât am depășit? 27 pe 20, cu cât l-am depășit? Cu? Asta, nu vorbește, te rog. 7. Cu 7. Dacă am depășit cu 7, aceste 7 roți de unde vin? Cine are în plus față de bicicletă o roată? Cine are o roată în plus față de bicicletă? Tricicleta. Și fiecare roată în plus indică o tricicletă. Deci câte triciclete sunt dacă am depășit cu 7? Deci, uite, bicicleta are 2 roți, tricicleta are 3. Asta, cea de-a treia roată, este în plus, nu? Față de bicicletă. Asta. Pe urmă, iarăși, o altă roată. Aceste, câte sunt în total? Câte sunt în total? Aceste roți, 2, 4, nu? 2, 4, 6, 7. 7 roți. Deci câte triciclete ori indica ele? Câte triciclete sunt? Da. O bicicletă... Nu știu dacă e o bicicletă, dar vedem până la 10. Dar triciclete sigur sunt. Câte sunt în clipa asta? Triciclete sunt sigur. Câte? 7. 7 câte depuși? 2, 4, 6, 7. Pentru că roata asta în plus vine de la triciclete. Da? Am înțeles asta. Deci asta era mâșmecheria. Scuze, n-am. Da? Acum, sigur, de ce am insistat eu acum? Și am și făcut figura așa, desenul. Ca să înțelegi tu că roata asta am pus vine la tricicletă. Și când am depășit pe 20, cu cât am depășit? Cu 7. Cele 7. Și acum, stimul răspuns corect. Câte triciclete sunt? 7, ai spus, nu? 7 triciclete. Și biciclete câte sunt? 3 biciclete. Da? 3 biciclete. Corect. Foarte corect. De acum să facem prova. Adică trebuie să adunăm
Pe 3 de câte ori? De 7 ori. Adică să zicem așa. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Tu spune cum faci, repede. Plus 3 plus 3 sunt 7. Ok. 6, 9, așa. 13. Da. 15. 18. 22. 18 și cu 3? 21. Da? 21. Dar de fapt asta înseamnă 3. Câți de ani din 3? Câți sunt de? 7 ori 3. Deci 7 ori 3. Da? Păi, 7 ori 3. 7 ori 3. Care este egal cu 3 ori 7. Este egal și cu 3 ori 7. 3 de 7. Ia să vedem cât fac 3 de 7. Adică asta ar însemna că e egal cu 7 plus 7 plus 7. Trebuie să faci adunarea asta. Celor 3 de 7. Vorbește. Nu. 14. 10 și cu 7? 14 plus 7 egal cu... 21. E foarte tare. Deci ori zicem... Ne vine greu să-i scriu pe toți cei 7. Uite cât am muncit aici. Mănâncă. Cât am muncit aici. Să-i scriu de 7 ori pe 3 aceștia. Mai bun, mai bine spun de 3 ori câte 7. De 3 ori câte 7, că ne vine foarte ușor. Da? De parcă am zice, odată 7 acestea roți, până al doua 7 și încă o dată 7. Deci 3 de 7. 3 de 7 fac tot 21. Deci nouă, cum ne vine mai ușor, facem la mulțime. Păi la adunare cum vine acolo? 3 și cu 4 te face? 3 plus 4 egal cu 7. 7. Și egal cu 4 plus 3. Da. A? Egal cu 4 plus 3. Adunarea cum se cheamă când schimbăm între ei? Cum se numește proprietatea asta? Comutativitate. Le putem schimba locurile. Cum ne-am schimbat noi locurile? Treci tu aici și eu sunt aici. Trec eu în partea asta și treci acolo. Și noi tot amândoi suntem. Da? Adunarea este comutativă. Și poți schimba locurile cei doi termeni. Bine? Și la mulțiri la fel. 3 ori 7, 3 ori 7, 3 de 7, e de parcă ar face de 7 ori câte 3. 3 ori 7, de 7 ori de 3, da? Dar ne vine mai ușor să spunem de 3 ori de 7. De aceea, în loc să fie o adunare repetată, care e lungă de scris, ia dacă ai fost de 50 de ori, din 3, o tablă întreagă. Ei, nu? Hai să-ți fac eu socoteala asta. Deci 3 plus 3 plus 3 plus puncte, puncte, plus, plus 3. De câte ori să spunem, am scris eu așa, de 50 de ori. Știi cât am face? Aș fi foarte mult de scris, dar nu am scris decât pe câțiva. Prin puncte, 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 am înțeles-o pe cei care nu am scris. Cât am face? Nimic greu, nu? E prea greu, ai zis bine. Deci, asta înseamnă că de 50 de ori, ori 3. De 50 de ori, de 50 de ori. 1, 2, 3... 150! Deci face cât ar fi cum? 150! De 3 ori câte 50? 3 ori 50! Da! Care face 150! Vezi cum te... În loc să scrii pe 3 plus 3 plus 3 de 50 de ori și să pierzi foarte mult timp și să-i aduni acolo... Așa mai bine ai spus că e de 3 ori câte 50, adică ai spus egal mai departe cu cine? Un 50! Și încă un 50! Și încă un 50! Da? E foarte interesant că, iată, am găsit aici același răspuns, tot 150. Și noi vom apela la varianta de schimbare a locurilor după cum ne vine mai ușor. O altă problemă, trebuie să-mi dai tot aici, tu formulează acum. Asta a fost prima problemă. Prima! A doua problemă, tot 10 total. Total. Tot 10 și numărul de roți. Numărul de roți
cât să fie, 28 de roți. 28 de roți. Răspuns rapid vreau. Răspuns rapid, uite că ai dat 28 de roți. Uite-te după tehnica dinainte. Știu. Deci. Triciclete. 8 triciclete. Și 2 biciclete. Și 2 biciclete. Bine, e la fel, doar că... Doar că... tricicletă mai încă una în plus. Excelent. Excelent. Dar am înțeles acum cum merge. Vezi? Asta tot... Eu de aceea n-am dormit azi noapte. Tu ai dormit ieșit. Eu n-am dormit gândindu-mă cum să explic ție, de fapt, nu numai ție, tuturor prietenilor care îl vedea, cum să facă problemele astea foarte rapid. Răspunsul a fost acesta. Să fac desenul și pe înțeles foarte rapid. Dar să facem proba acum. Câți de 3 trebuie să scriu aici? Câți de 3? Nu, nici măcar nu vreau să calcul. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și încă o dată în plus 3. Știi cât faci în total deodată ce se pui aici? E prea greu! E prea greu? Dar cei 7 știe ei cât au făcut. Cât au făcut cei 7 mai înainte? Cât au făcut? 21 plus 3 egal cu 25. 21 și cu 3? A, 24. 24. Deci fii atent cât de simplu a fost dacă ai făcut legătura. Că nu mai muncești o zi mai adun pe ăștia. Că ei știu, ești de data trecută. Și mai pui un 3 la atât. Și încă ceva. Tot atât de bine puteam să spun că este egal cu cât. Nu de câte ori. De 8 ori câte 3. 8 ori 3. Dar pot să spun că este egal cu de 3 ori ori 8. Adică 8 plus 8 plus 8. Cât ar face Măriuca? Ia să vedem. 8 plus 8 plus 8. 8 plus 8 plus 8 egal cu 24. De 3 ori, da? 8 plus 8. 24. Hai să facem o altă problemă, a treia variantă. 10 în total. Tot 10. Totalul. Asta e totul. Da? Total, ai zis bine. Și roți. 31 de roți. Nu se poate! Nu se poate? Sigur că da. De rău că ai dreptate. 29 de roți. 29 de roți. Și să-mi spui tu acum repede răspunsul deodată, fără să stai să te gândești. 9 triciclete și o bicicletă. Așa, 9 triciclete și una bicicletă. Și te rog să-mi spui, să facem adunarea asta de, 3, de 9 ori 3 plus 3 plus puncte, puncte plus de 3 ori sunt 9 în total. Cât face suma asta? 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 de 9 ori. 27, cât de prins, că până aici cei 8 au fost data trecută adunați, 24, și cu 3 ăsta care vine, se aduce și face 27. Deci, iată că 3 ori 9, la 9 de-al de 3, 9 ori 3, egal cu de 3 ori, ori 9, 9 și cu 9 și cu 9, hai să vedem cât face. 9 plus 9 plus 9 face? Egal cu 27. Egal cu 27. Sigur, aici avem 27 și la o singură bicicletă câte roți avem? 2 roți. Și dacă punem și pe cele 2 de desubt, cât facă total? Să facem proba. 29. 29, cum ai spus tu, a fost corect, da? Da. Distribuția este bună. Și mai facem încă una, tu fixezi tot 10 în total și dă tu numărul de roți. Cât? 30. 30 de roți. Poți să dai. 30 de roți. Fiindcă ieri am făcut tot asta și am pus toate alea și numai numele astea mai avem, dar asta a fost așa. Și 30 cât am înseamnă? Câte triciclete, câte? Câte triciclete și câte? 10 triciclete, corect, și 0 biciclete. Perfect. Da, și fiindcă lucrurile sunt foarte clare acum, nu? 3 plus 3 plus și mai departe plus 3 egal de 10 ori 30 și 0 la roți, în total a ieșit de dată așa. Dar dacă spun eu, asta îți dau eu, 10 în total și 23 de roți.
23 de rație. Câte biciclete și câte biciclete? Păi, nu vreau să te mai gândești prea mult, că știi șmecheria, la 23. Da, nu știu. Păi 23 îl depășește pe 20 cu cât? Cu? Cu 3. Și atunci? Atunci ce stai mai gândit? Atunci am 9 biciclete și o tricicletă. Atenție! Nu, ia gândește, mai atent. Când au depășit cu 8, pe 20 ai zis 8 triciclete. Când au depășit cu 7, ai zis 7 triciclete. Dar acum când depășește pe 20 cu 3, câte triciclete sunt? Nu știu, tu răspunzi foarte hotărât, poți certa cu mine. Deci când pe 20 l-am depășit cu 7, ai zis că 7 triciclete, da? Când au fost 28, 8 triciclete. Acum, la 23? 3 triciclete. Păi ce mai stai și mă ții pe mine așa? 7. Mă ții? Oh my god! 3 triciclete. Da, aproape la fel, doar că da? Păi. Și 7 biciclete. Aici am vrut să văd dacă tu ești foarte atent la șmecherie. Să vezi exact. Și proba o facem repede. E 3 ori 3. Nu? 3 ori 3 și face cât? De 3 ori câte 3? Sănătate. Mulțumesc. 9. Și din coace de 7 ori câte 2. 7 ori 2. Sau 2 din 7. 2 ori 7. Și face cât aici? 7 plus 7. 14. Și când adunăm 9 și cu 14? 9 plus 14, așa. Egal cu 23. Vezi? Proba a ieșit. Foarte corect, foarte corect. Și lăsăm problema asta în urmă cu 10 și acum modificăm total. Și să vedem dacă te-ai prins și nu faci problema asta. Așa sunt foarte bucuros. Au. Foarte bucuros. Deci, atenție multă. Modificăm totalul. Deci nu o să mai spunem 10, ci o să spunem 13 total. Total. Și acum tu fixează numărul maxim de roți și numărul minim de roți. Numărul maxim și numărul minim de roți, ca să știi în ce zonă te vei plasa cu numerele când formulezi problema. La 13. Hai, nu mă gândesc. Dar la 10 cât a fost? Da, știu, îmi fac acolo. Ia să văd. 26. Deci, 39 este cel mai mare, numărul maxim de roți. Când ar fi toate triciclete, 39. Deci, cum ai zis, număr maxim 39. 26. Și din coace număr minim, egal cu 26 roți. Deci este foarte corect. Deci 26 și respectiv 39. Și acum fixează tu număr de roți pe care crezi tu că merită să-l plasăm în problemă. Ca să începem cu 13 total, să vedem cum gândim aici. Repede, dă tu un număr de roți. Repede. Un număr cu prinsă. Păi sunt multe. Dă-mi. Scrie-o, te rog, spui. 27. 27? Roți, da? Răspuns rapid. Răspunsul corect, dar rapid, la 27 de roți. Așa. Așa. 27, ce înseamnă? Pe cât? Pe numărul minim 26, cu cât l-ai depășit? Cu una. Așa, ce este cine? De unde vine roata aceea? De la cine? De la? Două triciclete. Una. Una, o triciclete. Păi da, nu cu unul l-ai depășit. Deci, una tricicletă și restul bicicletă. Și?
Și 12. 12 biciclete. Să vedem dacă ne ducem. Asta înseamnă 3 și 12 de două ori, cât face? 12 și 12. 12 și cu 12? 24. Și în total 24 și cu 3, 27. Corect. Foarte corect. Hai să vedem o altă problemă. Tot cu 13 total. Și îți dau eu repede. 29 roți. Vreau răspunsul rapid. 29 3 triciclete. 3 triciclete. Și 10 biciclete. Și 10 biciclete. 3 triciclete câte roți înseamnă? 3 triciclete înseamnă 9 roți. Și din coace 10 biciclete? 20 roți. 20 roți. În total? 29 roți. A ieșit problema. Corect. Tot 13 triciclete. În total. Și aici 31. 31 de roți. 31 de roți. 5 triciclete și... Gata! 5 triciclete prins. 5 triciclete și... 8 biciclete. 8 biciclete. 5 triciclete și 8 biciclete. Și aici înseamnă că ca număr de roți de 5 ori 3, cât face 5 ori 3? Sau de 3 ori? De 3 ori de 5? Egal cu 15. Și de 2 ori câte 8? 16. Și când adunăm, face 31. Și a ieșit foarte bine. Asta te-ai prins, hai să vedem. 13 total. 13 total. Și punem aici 37 roți. 37 de roți. 11 biciclete. 11 triciclete. Și 2 biciclete. Și 2 biciclete. Care, cât face 11 triciclete ca număr de roți? 33. 33, că e de 3 ori de 11. Și 2 biciclete, câte roți spunem? 4. 4. Și în total? Egal cu... 37. Excelent reușit. Hai să te văd dacă te prinzi la asta. Tot 13 total. Tot 13 total. Și ca număr de roți, să spunem, 33 roți. Răspuns corect. Deci 13 total și 33 de roți. Așa. Păi, tot aceeași mecherie. 33 pe 26, cât l-o depăși? 33 pe 26. Deci 7, da? 7 e bine, da? 7, da? 7 și cu 6, 13, e zis. 7, ce sunt acelea? 7 triciclete. Că doar câte o roată, indică fiecare roată în plus, nu ar fi triciclete, știi, da? 7 triciclete și câte biciclete? 9. Păi până la 13? De la 7 până la 13? Că trebuie să fie în total? 6. 6 biciclete. Ia să vedem. De 3 ori câte 7? 21. 7 plus 7 plus 7, 21 roți. Și din coace la 12. Și când la adunăm?
12 cu 1, 3, 33. Da? Adunându-le, obținem 33 de roți. A ieșit bine. Încă una. Tot 13 total. Total. Tot 13. Și număr de roți, 31. Am făcut-o cu 31. 29 am făcut cu 28 roți. 28 de roți. Răspunsul. Rapid. Ochiul tău fuge 28 cu 26. 4 triciclete și... 4 triciclete? Și 9 bici. Ia uite. Oh, nu, pardon. 2 triciclete. Așa, 2 triciclete. Și 11... Nu, 11. Da, 11. Totalul e 13. Și 11 biciclete. Și 2 triciclete înseamnă cât? Câte roți? 6 roți, că 2 triciclete, 2, 3 și 3, 6 roți. Și din face 11 biciclete înseamnă? 33. Nu, plus 3. Biciclete. 22. Și în total, cât face? 26 cu 2, 8. 28 de roți. Vezi? Tot timpul, unde scurge ochiul tău? 28 cu numărul minim, 26. Cu cât în plus, aceea indică fiecare câte o tricicletă. Fiecare roată o tricicletă. Da? Doar așa trebuie să... Dar trebuie să mă convingi și pe toți prietenii noștri că tu reușești asta, o suspui într-o viteză maximă. Da? Nu mai stai pe gânduri. Cum ai văzut că am formulat problema, tu dai repede răspunsul. Da? Hai să modificăm numărul de total acum. Numărul total. Total. 17 total. Deci 17 sunt în total. Tu te gândești repede, numărul maxim și numărul de minim la roți. 17 în total. Numărul minim de roți și numărul maxim de roți. 17 în total. Ia să vedem. Cum gândim? Cum gândim 17 în total? Acum aștept la tine asta. 17 în total. Da, o facem așa, o facem, dar trei viteze rapide la aici, gata, îmi trebuie în lecția. Da? 17 în total. 17. Numărul minim? Minim sau maxim? Și minim și maxim mă interesează. Număr minim mai întâi. Numărul minim. 22. Ce minim este... 20 și... Ia gândește bine. 17 și 17. 17 cu 17. Hm? Egal cu 34 roți. Iar numărul maxim, maxim egal cu, ia să vedem, numărul maxim. Pardon. Numărul maxim. Ia să vedem, numărul maxim. 50... Gândește-te încă o dată. Lu 34 îi mai pun încă ori 17. Nu 34, mai cu într-o 17. Și cât face? 51. 51. 51 roți. Și acum, ca să formulăm problemele, începem 17 în total și fixăm repede roțile. Tu spui. Eu să spun, da? Uite, spun 41 roți. 41 de roți. Răspuns rapid. Deci, mai mare decât am... Deci, 41 față de 34, da? Acum te gândești fel de...
biciclete. Perfect. 7 triciclete. Și 7 triciclete și 10 biciclete. 7 triciclete înseamnă pe cele 7 triciclete. Cele 7 triciclete înseamnă? Înseamnă... Câte roți? 7 plus 7 plus 7 sau de 3 ori câte 7? 20 și... Ia să zic, 7 plus 7 plus 7. 24. De 3 ori câte 7? 7 și cu 7 odată. 10 de 3 ori câte 7, repede. 7 plus 7 plus 7, deci 3 ori 7, de 3 ori câte 7. Hai să vedem. 7 și cu 7 cum facem? 21, sigur că s-a pierdut. M-am blocat. Da. Și cei bicicletele, dacă sunt 10? 20, sigur că da. 20 roți. Și în total? 41, sigur că da. Și ultima problemă, o facem cu 17 total. Total. Iar acasă faci tu toate variantele ca temă. De 17 sunt în total. Și acum roți, să spun eu, 45 roți. Să vedem. 45 cu 34. Cu cât te depășește 45 pe 34? Adică scădem din 45 pe 34 și vezi diferența. Nu? Din 45 la scădem pe 34? 11! Deci răspunsul corect, 11 biciclete și? Și 6 biciclete. Și ca să vedem răspunsul, 11 de 3 ori de 11? 33 de roți. Păi da, din nou în problema asta s-a evit așa ceva, știi ce? Ai toi ținut minte și nu vreau legătura. Și la 6 biciclete? Nu, 6 biciclete, uite. Așa. 6 biciclete. Câte roți adăugăm? Câte înseamnă? 12. Da? Și în total? Și în total sunt 45. 45. Și răspunsul e corect. Să le spunem prietenilor noștri să rezolve ei toate variantele, așa cum ai faci și tu. Că tu te miști de la cât? De la 34 până la 51. Și chiar știi tu câte probleme o să fie? Câte probleme sunt de la 34 până la 51? Ia să văd, că asta mă interesează. Ce? Câte probleme ai de rezolvat de la 34 până la 51? Multe. Câte sunt? Poți să le numeri, poți să le știi. 51 pe 34. Și facem? 23. Din 51, dacă scădem pe 34, din 51 pe 34, fac 17. 17. Sunt 17 probleme sau 18? Aici e întrebarea. Sunt 17 sau 18? Urmează să studiez treaba asta și prietenii noștri să răspundă dacă au 17, ei puteau să-și dea seama de aici, că sunt 17 în total. Și întrebarea este dacă numărul de probleme pe care le putem formula este chiar 17,